Ultima perioadă, fratele a petrecut-o în Sibiu, când s-a retras din lucrarea de profesor la zi în universitate, a mai continuat mulți ani ca conducător de doctorate, după ce a căutat un păstor pentru Biserica Nădejdea, m-a întâlnit într-o zi pe holurile institutului și a spus: frate Poplăcean, vreau să discutăm o problemă. Noi ne mutăm la Sibiu. Am vrea să fim membri Bisericii Betania. Ne primiți? Pentru noi a fost o mare onoare. Și anii care i-a petrecut aici, aproximativ 9 ani, au fost o mare binecuvântare pentru Biserica Betania. Foarte repede, biserica l-a propus și a intrat în comitetul bisericii și acolo a fost un om cu un mesaj echilibrat, de pace și cu foarte multă profunzime spirituală. După 4 ani a spus: eu aș vrea să mă retrag, să încurajăm câțiva frați mai tineri să intre în comitetul bisericii. De fiecare dată avea cuvinte de apreciere pentru biserică și îmi plăcea tare mult când se ridica și lua cuvântul, mai ales în adunările generale, și spunea: fraților, biserica noastră. Și aprecia lucrările din biserică, aprecia păstorii din biserică și pentru noi a fost întotdeauna o mare binecuvântare. Un moment care m-a impresionat foarte mult a fost într-una din serile de priveghi de la sora Lidia. A venit cu mare greutate într-un cărucior, dar a stat cu demnitate la căpătăiul sorei și când i-am dat ocazie să spună câteva cuvinte, a început să vorbească ca un îndrăgostit în luna de miere despre iubita lui soție și despre viața care au trăit-o în slujire împreună. Acum sunt în altă lună de miere, dar luna asta nu se mai termină, se numește veșnicia și credem că sunt împreună. Ne vom aminti mulți ani de acum înainte de slujirea devotată, smerită și competentă a acestui slujitor de mare, mare prestigiu. Cred că se pot spune încă multe lucruri, dar vreau să rezum și să spun că tot ce s-a spus, s-a spus ca să fie slăvit Dumnezeu. Pentru că știu că a fost animat de dorința aceasta, ca în tot ceea ce se face, slava să fie a Domnului. Amin.